Cum vă imaginați cea mai puternică erupție vulcanică din lume? Lavă clocotită împrăștiată peste pantele munților care distruge totul în cale? Nori uriași de cenușe care înnegresc cerul și șterg orice urmă de viață în orașele din apropierea vulcanilor? Gaze toxice care intră în toate colțurile orașelor? Dar dacă vă spun că s-ar putea să nici nu observați acest eveniment devastator, foarte puțini oameni cunosc faptul că 80% din erupțiile vulcanice se petrec sub apă, iar acestea produc mai mult de 75% din magma revărsată din întreaga lume. Sunt peste un milion de vulcani subacvatici pe planeta noastră și 75.000 dintre aceștia au peste un kilometru înălțime de la fundul apei. Dar, cum puteți ghici, este foarte grea explorarea și examinarea acestor monștri submarini. Nu-i de mirare că oamenii de știință aproape că au ratat erupția celui mai mare vulcan subacvatic din timpurile noastre. Pasagerul unui avion se întorcea acasă dintr-o incredibilă vacanță în Samoa, când ceva ciudat i-a atras atenția la câteva sute de kilometri de coasta Noi Zeelande în largul mării. Pe fereastra avionului, din locul său, a observat o masă mare și bizară plutind pe ocean. Persoana respectivă a fotografiat obiectul de la suprafața apei și după întoarcerea acasă, a trimis poza către cercetători. Aceștia au descoperit că masa plutitoare la suprafața apei era o uriașă plută imensă, formată din roci ponce, unele de mărimea unei mașini. Acest masiv covor plutitor, care se întinde pe o suprafață de 390 de km pătrați, era rezultatul acelei mai mari erupții vulcanice. Vulcanice subacvatice din timpurile noastre. Câteva luni mai târziu, sateliții au observat că uriașele roci vulcanice s-au întins pe o suprafață de două ori mai mare decât mărimea Noii Zelande, Vulcanul Havre Simond, care a explodat pe 18 iulie 2012, se află între America Samoa și Noua Zeelandă, în partea sud-vestică a Oceanului Pacific. Cu trei ani mai târziu, după erupția vulcanului, cercetătorii s-au îmbarcat în două submarine autonome și au pornit în explorarea zonei. La acel moment, aceștia știau deja că acolo a avut loc o explozie masivă, comparabilă cu cea mai mare erupție vulcanică de pe uscat a secolului 20. Oamenii de știință se așteptau să descopere dovezi comune unei erupții subacvatice tipice, dar aceștia au avut o surpriză uriașă. Către uimirea lor, cercetătorii nu au găsit urmele unei explozii vulcanice tipice, ce au descoperit a fost mult mai surprinzător. Fundul mării, pe o suprafață de câțiva kilometri de la erupția vulcanică, era presărat cu o mulțime de blocuri uriașe de roci ponce, unele de mărimea unei camionete. Oamenii de știință au recunoscut ulterior că nu au văzut ceva asemănător niciodată. La început, cei aflați în submarinele pentru explorare au crezut că este ceva neregulă cu sistemul imagistic. Haide să deviem puțin de la subiect. Vulcanii subacvatici sunt de obicei giganți blândi care nu ne deranjează prea mult. Când derup, pot trece ușor neobservați datorită nivelului subacvatic la care se află. Toată distracția se petrece în adâncul apelor, fiindcă atunci când este momentul oportun, presiunea acumulată spulberă tot vârful vulcanului, iar magma este împinsă la suprafața acestuia cu o forță incredibilă. Cantitatea de lavă clocotită este atât de mare încât fierbe milioane de litri de apă în câteva minute. Ca rezultat, regiunea din jurul erupției vulcanice se transformă într-un cazan cu apă clocotită care plutește către suprafață. Dacă te-ai aflat la suprafața zonei de erupție, ai putea observa că apa începe să producă bule, la suprafața sa, care vor elimina un miros dezgustător de sulf. Norul mortal de apă clocotită ar distruge toate plantele și animalele marine aflate în apropierea erupției, iar mai târziu aceste rămășițe se vor ridica la suprafața apei. S-a dovedit că erupția vulcanului Havr, cel despre care discutam mai devreme, a fost una neobișnuită. Depresiunea vulcanică rezultată în urma exploziei, numită și calderă vulcanică, se întinde pe o suprafață de aproximativ 5 km, formând 14 găuri în urma erupției. Dar cel mai interesant lucru este că vulcanul nu a produs în urma erupției doar roci ponce, dar și cupole de magmă și râuri subacvatice de lavă. În 2010, erupția vulcanică dintr-o zona a Islandei, a cărei denumire o aveți pe ecran, doar nu vă așteptați să pronunț așa ceva, a cauzat probleme fără precedent călătoriilor aeriene pe parcursul a șase zile. Ca idee, erupția vulcanului Havr a fost de 10 ori mai puternică decât erupția din Islanda. Cercetătorii sunt extaziați de descoperire. Au stabilit că evidențele găsite acolo sunt echivalente cu decenii de cercetări minuțioase. Mulțumite acestor materiale, ei au avut oportunități unice de a înțelege mai bine ce se întâmplă când un vulcan subacvatic devine activ și erupe. Dar, păcat că în zilele noastre avem probleme mai arzătoare care trebuie rezolvate. Se pare că schimbările climatice pot afecta nu doar vremea și nivelul mării, dar pot cauza erupții vulcanice dezastroase pe întreaga planetă, atât subacvatice cât și pe pământ. Se pare că ghețarii pot suprima activitatea vulcanică, făcând munții mult mai stabili. În ziua de astăzi, pe măsură ce ghețarii se topesc, munții nu mai au suportul pe care îl aveau înainte. Pentru un munte obișnuit, acest lucru poate însemna alunecări de teren, probabil chiar prăbușirea lui. Dar, în cazul vulcanilor, situația devine mult mai periculoasă. Probabil deja știți că vulcanii sunt sub presiune constantă în interior, îndepărtând cel puțin un strat exterior de protecție al muntelui vulcanic, adică stratul de gheață, o să rezulte un munte uriaș de lavă care ar putea exploda în orice moment. Dar dacă toți vulcanii de pe Terra și-ar pierde stabilitatea și ar ceda simultan, acesta ar fi un scenariu apocaliptic. Vă puteți imagina panica pe care fiecare persoană o va resimți dacă pe planeta noastră ar erupe toți vulcanii în același timp. Unii vulcani vor elimina încet lavă pe toți versanții lor și în așezările umane din apropiere. Din fericire, în acest caz, locuitorii vor avea suficient timp pentru evacuare și pentru a se îndepărta de zona periculoasă. Cât despre strat vulcanii conici, ca cel din muntele Fuji în Japonia, aceștia vor provoca mult mai multe probleme. Asemenea, vulcani ar produce atât de multă cenușă încât ar întuneca zona pentru săptămâni, chiar luni, va declanșa o lungă și friguroasă iarnă vulcanică. Fără razele soarelui, plantele și culturile ar muri, fiind incapabile să preia energia solară necesară fotosintezei. Animalele și oamenii ar suferi din cauza lipsei alimentelor. Cea mai periculoasă problemă ar fi cenușa în sine. Odată inhalată, cenușa vulcanică se transformă în particule asemănătoare sticlei în interiorul plămânilor, deci vă puteți da seama de urmările tragice. Oamenii care se ascund în interiorul clădirilor ar fi în mare pericol. Greutatea cenușei căzută pe clădiri ar putea duce la prăbușirea lor din moment ce acest tip de cenușă este de 5 ori mai densă decât apa. Multe clădiri nu sunt pur și simplu concepute pentru a susține o asemenea greutate. utate, mai acoperișurile sale. În afară de cenușă, la erupția stratovulcanilor se împroșcă cantități uriașe de lavă în aer și de asemenea lava ar curge de-a lungul versanților vulcanici la o viteză fără precedent. În acest caz, nici măcar nu ați putea scăpa de dezastru prin simpla evacuare cu ajutorul avionului, pentru că motoarele avioanelor s-ar opri odată cu cenușa care s-ar transforma în picături de lavă în interiorul motoarelor. Totuși, acestea nu ar fi cele mai rele consecințe dacă toți vulcanii ar erupe simultan. La sfârșitul erupțiilor, întreaga lumea ar fi cuprinsă de o iarnă vulcanică, iar conceptul de anotimpuri ar deveni de neconceput. Rezervoare uriașe de carbon din interiorul oceanelor ar deveni lichide și s-ar transforma în metan și dioxid de carbon datorită microbilor. Gazele rezultate ar ajunge în atmosferă și ar accelera dramatic încălzirea globală. Un climat mai cald ar crea un cerc vicios la nesfârșit, ar cauza mai multe gaze eliberate în atmosferă, care acestea la rândul lor ar cauza schimbări ale climei care ar deveni și mai caldă. Eventual, clima va ajunge atât de fierbinte încât toți pomii și toate plantele ar muri, toate oceanele. Ar fierbe până la evaporare, iar pământul s-ar transforma într-un loc asemenea planetei Venus, o planetă fără apă lichidă și cu o atmosferă umplută cu dioxid de carbon mortal. Deja sunteți deprimați total? De ajuns cu această perspectivă sumbră. Până la urmă suntem protejați deocamdată, așadar ne putem relaxa. Din fericire, acest scenariu este foarte puțin probabil să aibă loc și putem doar să teoretizăm rezultatele erupțiilor vulcanice. Dar voi ce spuneți? Ați văzut vreodată un vulcan activ sau stins? Eu personal nu, abia aștept să aud părerile voastre. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!